Astăzi a avut loc prima ședință de guvern după vacanța premierului, însă fără proiectul de rectificare bugetară, în lipsa avizului Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Din păcate, președintele României nu a găsit deschiderea sau poate nu a avut timp să convoace Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru analizarea și avizarea primei rectificări bugetare din acest an, deși proiectul se află în dezbatere publică încă de pe data de 6 august. Nu doar Klaus Iohannis a fost criticat în cadrul ședinței executivului. Unii încearcă, din motive strict politice, să alimenteze această spirală a conflictului care să scindeze și mai mult societatea. Există tendințe ca această scindare să fie una iremediabilă, iar evenimentele violente din 10 august au demonstrat acest lucru. Viorica Dăncilă a lansat și un mesaj către toți miniștrii, dar și către ceilalți directori de instituții guvernamentale. Apelul meu la toți miniștrii, dar și la toți șefii instituțiilor din subordine, este să evite această spirală a conflictului în care încearcă să ne atragă cei care nu au fost capabili să câștige puterea în alegeri și care acum încearcă să dobândească această putere prin alte mijloace nedemocratice. Ședința de guvern a continuat cu prezentarea deciziilor luate în ultima perioadă de cabinetul Dăncilă, printre care o evaluare completă a tuturor podurilor din România ca urmare a tragediei din Italia, unde zeci de oameni și-au pierdut viața după ce un pod s-a prăbușit.